Mai mulți oroceni s-au bucurat astăzi, în prima zi de primăvară, de mărțișoare, însoțite de urări de bine și felicitări. Acestea au fost împărțite de primarul municipiului Soroca, Victor Său, împreună cu angajații primăriei și tinerii de la Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia. Oamenii au primit mărțișoare cu zâmbetul pe față și bucurie în suflet, susținând că acest gest le-a făcut ziua mai frumoasă. Foarte bine, chiar am rămas surprinsă. Este plăcut, ar fi de dorit ca de mai multe sărbători să primim așa gesturi de astea frumoase să avem. Ar fi plăcut să primim mai des, dar e bine și așa. Очень приятно, молодец. У меня дочка, мама, это свято, и вот принесла у меня тоже. Очень приятно. Foarte plăcut, e ziua primăverii. Natura se mai trezește, florile înfloresc frumos, așteptăm 8 martie cu nerăbdare. Ne bucurăm de primarul nostru și de viceprimarul și de toată lumea frumoasă. Super de frumos, vreau să vă zic că primăria an de an au o tradiție foarte frumoasă. Sper că această tradiție să se mențină veșnic, fiindcă pentru mine acești mărțișori au o divinitate dumnezeiască. De ce? Zisa Hristos, că zici că beați din sângele meu. Era roșu sângele Mântuitorului la cina aceea de taină. Mâncați din trupul meu, pâinea era albă. Asta e. Potrivit primarului municipiului Soroca, acțiunea este una tradițională și se desfășoară deja mai mulți ani la rând. Deja mulți ani la rând, tradițional, primăria municipiului Soroca, împreună cu Centrul Tineret Dacia, cu toți tinerii, ieșim în oraș și felicităm toți sorocenii cu prima zi de primăvară, emânând la fiecare un mărțișor cu felicitare și dorire de sănătate, succes, să aibă soare în suflet, să aibă copii sănătoși și aici la noi acasă să fie toți împreună. Astăzi au fost felicitați cu mărțișoare circa 2000 de soroceni.